Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Săptămâna nu începem foarte bine, chiar dacă din punct de vedere termic ne bucurăm de temperaturi mai ridicate decât este normal pentru această perioadă și este în vigoare și codul galben de caniculă. Din punct de vedere al precipitațiilor, lucrurile stau destul de rău și asta pentru că din această după-amiază vor apărea ploi însemnate cantitativ, însoțite de fenomene electrice. Cu detalii revin de îndată ce vedem cum va fi vremea la noapte. Vreme liniștită deocamdată în aproape toate regiunile țării, doar prin nord-vestul țării vor apărea norii și vor fi destul de accentuați, iar riscul de averse este destul de major. Totuși, temperaturile vor fi sufocante prin jumătatea sudică, când mercurul va urca până la 23-24 de grade. Ceva mai răcoare o să fie în zona centrală, unde se vor înregistra 14 grade Celsius. Peste România vine un val de presiune atmosferică mai scăzută, ceea ce înseamnă că va crește instabilitatea atmosferică și va aduce furtuni violente. Din punct de vedere al precipitațiilor, începând din această seară, vor apărea ploi în toate regiunile țării. Vorbim de ploi care vor fi însoțite de vânt cu aspect de vijelie. Temperaturile vor fi și ele scăzute, astfel că maximele vor indica cel mult 26 de grade, iar minima va coborî până la 22 de grade Celsius în vestul țării și anume la Timișoara. Temperaturi caniculare anunță specialiștii meteo pentru zona Moldovei, iar acest cod galben va fi valabil inclusiv și mâine. Pe lângă temperaturile ridicate, sunt prognozate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 33 de grade la Bălți, Iași și Galați, iar minima de 27 de grade va fi la Ocnița și Suceava. La Chișinău, meteorologii au prelungit avertizarea de caniculă cu încă o zi, astfel că mercurul în termometre va urca până la 32 de grade. Canicula va fi prezentă pe tot parcursul zilei, iar spre seară și chiar noaptea vor fi 21 de grade Celsius. La București, 30 de grade, cer variabil și o vreme destul de liniștită până spre seară, când ar putea să apară câteva precipitații, iar noaptea mercurul în termometre va coborî până la 23 de grade Celsius. Acestea au fost datele despre starea vremii. O săptămână cât mai frumoasă și productivă să aveți. La revedere!